Bun găsit la sinteza ziarului de gardă. Încheiem o săptămână agitată din punct de vedere politic, în contextul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. În sfârșit, tema secțiilor de votare, care vor fi deschise în străinătate, a fost încheiată. Deși Curtea Supremă de Justiție a obligat Comisia Electorală Centrală să-și revizuiască deciziile și să aprobe deschiderea a numai puțin de 190 de secții de votare în străinătate, membrii Comisiei au decis miercuri seara deschiderea a 150 de secții de votare, adică cu doar 4 secții de votare mai mult decât stipula ultima decizie. Pe zdg.md puteți vedea lista și locațiile secțiilor de votare, care vor fi deschise în străinătate pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Campania electorală prinde contur odată ce ne apropiem tot mai mult de scrutin. În această săptămână am aflat că Gheorghe Cafcaliuc, liderul Partidului Pace, nu și-a declarat întreaga avere. Nu este pentru prima dată când face asta. Spre exemplu, în 2017 nu a declarat două apartamente primite în dar de cei doi copii ai săi minori. De această dată însă, Cafcaliuc nu a declarat un apartament în orașul București din România. El susține că a făcut asta pentru că a vrut să verifice filierile prin care era alimentată gruparea lui Renato Usatăi, cu informații despre adversarii politici. Argumentarea vine astfel pentru că Usatăi a fost cel care a anunțat despre apartamentul tăinuit de Cafcaliuc. Măi, Cafcaliuc, și cu apartamentul din București, România, strada Alea Teișani, 274, linie 288, blocul A39, dacă Jora ai uitat, etajul 1, apartamentul 13. Nu am indicat acolo apartamentul din București sau alt imobil sau contul bancar legal pe care le dețin acolo, pentru că i-am pregătit o capcană acestui prostănac să-l documentez și să vedem cine, cu cine comunică din serviciile de secrete și cine îl deservește pe cine deservește el. La 11 iulie vom alege viitorul Parlament. Lista pretendenților la fotoliul de deputat este mare. Sunt 23 de concurenți care luptă să acceadă în Parlament. E mult? E puțin? E suficient? La aceste întrebări au răspuns mai mulți experți, părerea cărora o puteți citi pe zdg.md. Apropo, așa arată buletinul de vot. El are mai mult de jumătate de metru. Tot în această săptămână, directorul liceului Lucian Blaga, care este unicul liceu românesc din capitala autoproclamatelor autorități de la Tiraspol, Ion Iovcev, a fost eliberat din funcție. Un ordin în acest sens a fost semnat de ministra în exercițiu a educației Liliana Pogolșa. Cei de la minister ne-au comunicat că Iovcev a fost demis din funcția de director al liceului din motiv că a atins vârsta de 70 de ani. Ion Iovcev este un critic al regimului din stânga Nistrului, a fost în fruntea unicului liceu românesc de la Tiraspol mai bine de 29 de ani. Profesorul este deținător al Ordinului Republicii. Ziarul de gardă pregătește pentru săptămâna viitoare un interviu exclusiv cu profesorul, pe care îl veți putea citi începând de joi. Deputatul Partidului Șor, Petru Jardan, ex-directorul general interimar al întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Chișinău, împreună cu fostul director al Departamentului Financiar Administrativ al aceleiași instituții, vor cumpăra pe banca acuzaților. Cei doi sunt acuzați că începând cu decembrie 2013 ar fi acționat de comun și cu intenție în vederea tăinuirii și nerespectării de către întreprindere a primelor de asigurare achitate unei companii de asigurări, prin neluarea la evidență contabilă a acordului adițional la contractul de bază, prejudiciind întreprinderea de stat cu aproximativ 3,7 milioane de lei. Ambii pledează nevinovați și sunt cercetați în libertate. Iar dosarul în care primarul satului Măcărești din raionul Ungheni, Sergiu Manciu, este acuzat de corupere pasivă, a fost expediat în judecată. Potrivit procurorilor, primarul împreună cu responsabilul tehnic al lucrărilor de aprovizionare cu apă potabilă ar fi estorcat de la administratorul companiei responsabile de construcția peductului din localitate 410.000 de lei pentru a-i semna procesele verbale de execuție și recepția finală a lucrărilor. Tot în această săptămână, procurorii au anunțat investigarea unui caz de contrabandă cu peste 200 de kilograme de heroină, făcută de cetățenii moldoveni și turci. Activitatea grupului a fost monitorizată pe parcursul a mai multor luni de către oamenii legii. Potrivit informațiilor adunate, marfa provenea din Iran, apoi intra în Republica Moldova prin Rusia și Ucraina. Contrabanda de droguri era asigurată de un agent economic, o societate comercială gestionată de cetățeni turci în Republica Moldova.
Un nou maraton de vaccinare împotriva COVID-19 se va desfășura în această sâmbătă la Palatul Republicii. În cadrul maratonului va fi posibilă vaccinarea cu serurile Sputnik V, AstraZeneca și Sinopharm. Doritorii se vor putea imuniza începând cu ora 7 dimineața și până la ora 22:00. Mai aflați că Procuratura Anticorupție are o nouă conducere interimară. Adrian Bordeianu, membrul Consiliului Superior al Procurorilor, a fost numit în funcția de șef interimar al Procuraturii Anticorupție, în urma unui ordin semnat de către Procurorul General Alexandru Stoianoglu. Bordeian vine să-l înlocuiască pe Serghei Gavajuc, care din decembrie 2019 a fost delegat pentru exercitarea interimatului funcției de procuror șef al Procuraturii Anticorupție. Averea și veniturile declarate în 2020 de noul șef al Procuraturii Anticorupție vedeți pe zdg.md. Iar conflictul dintre primarul de Chișinău Ion Cioban și viceprimarul Victor Chironda devine tot mai serios. Edilul a cerut până și demisia lui Chironda. Conflictul dintre cei doi a apărut după ce viceprimarul i-a solicitat primarului inițierea unei anchete de serviciu în privința arhitectului șef al orașului și șefei Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, Svetlana Dogotaru, dar și executorilor care, potrivit lui Chironda, au falsificat un proces verbal și au contribuit la încălcarea procedurilor de autorizare a desființării Hotelului Național. Practica internațională de dezvoltare urbană prevede că astfel de situații sunt soluționate prin intermediul unor concursuri internaționale de soluții de arhitectură care permite identificarea soluției optime de valorificare a terenurilor, dar și asigură transparența și credibilitatea procesului de dezvoltare urbană. Începând de marți, zi de zi, Ziarul de Gardă publică cele mai importante detalii din carierele celor care în această campanie electorală. Vă cer votul și vă promit că, dacă vor ajunge în Parlament, vă vor reprezenta interesele și vor munci doar pentru binele țării. Analiza Ziarului de Gardă a fost făcută în ordinea cronologică înscrierii candidaților în buletinul de vot. Primii candidați analizați sunt cei ai Partidului Pace, condus de Gheorghe Cafcaliuc. Primele 6 poziții în lista Pace sunt ocupate de un medic neurolog, a cărui soție are venituri de peste 1 milion de lei în ultimii 2 ani, de un profesor cu afaceri în blockchain, tehnologia care a făcut posibilă existența criptomonedelor, o antreprenoare în domeniul fashion care și-a ascuns averea și care, în perioada crizei provocate de COVID-19, a câștigat aproape 200.000 de lei din licitații cu statul. În listă se regăsește și un jurist de profesie, dar care a activat mai mulți ani în domeniul construcțiilor și a fost acționat în judecată de mai multe ori pentru neachitarea unor datorii. Iar Gheorghe Cafcaliuc, liderul Pace, care de-a lungul anilor a fost de mai multe ori acuzat că ar fi acționat ilegal sau în urma unor indicații politice, este al 5-lea pe lista partidului, urmat de un fost coleg de-al acestuia în poliție. Mai multe detalii despre candidații Pace citiți pe zdg.md. Următorii candidați analizați de noi au fost cei din Partidul Acțiunii Comune Congresul Civic, condus de Marc Tkaciuc. Pe lista partidului se regăsesc mai mulți foști comuniști. Cap de lista acestui partid este fostul comunist Iuri Muntean, care a raportat pentru ultimii 2 ani venituri de doar 4.000 de lei. El spune că a fost ajutat de familie, întrucât provine din una deloc săracă. Pe listele partidului se regăsește și un medic care de peste 25 de ani se implică în politică, dar și un membru al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova dat afară din formațiune pentru că a încălcat flagrant prevederile statutului partidului. Liderul formațiunii politice, Marc Tkaciuc, considerat de mulți analiști politici, ideologul Partidului Comuniștilor și cel care controla din umbră multe procese politice din Republica Moldova, a avut în ultimii 2 ani venituri modeste și spune el, la fel ca mulți cetățeni, a acumulat restanțe la plata energiei termice, motiv pentru care s-a judecat cu termoelectrica, deoarece până în decembrie 2020 a acumulat o datorie de aproape 11.000 de lei. Mai multe detalii despre candidații acestui partid vedeți pe zdg.md. Am analizat și 20 de candidați care se regăsesc în lista blocului electoral Renato Usatăi, al 3-lea partid din buletinul de vot la anticipatele din 11 iulie. Capul de listă al blocului este Renato Usatăi, care a ocupat în ultimii ani funcția de primar al municipiului Bălți. Prima tentativă acestuia de a se implica în viața politică din Republica Moldova are loc în 2014, când lansează o serie de declarații controversate. El declara că va construi o replică a Marelui Zid Chinezesc la frontiera Republicii Moldova cu România și că va închide ambasada SUA și în loc va construi un club de karaoke.
În 2016, urmarea dosarelor penale pornite pe numele său, Usatăi a fugit în Federația Rusă. A revenit 3 ani mai târziu. Acum Usatăi vrea să acceadă în Parlament împreună cu colegii săi, care îi sunt alături din 2014 sau chiar mai devreme. Printre aceștia se regăsesc Elena Grițco și Nina Cereteu, foste angajate a Ministerului Justiției, care s-au implicat în politică în urma unui scandal din 2014, în care l-acuzau pe ministrul Justiției de atunci, Oleg Efrim, că ar fi dat indicații să refuze înregistrarea Partidului Nostru, care anterior purta titulatura Partidul Popular Republican. Despre averi, dosare și controverse ale primilor 20 de candidați din lista blocului electoral Renato Usatăi, citiți pe zdg.md. I-am verificat și pe cei care candidează pe lista partidului Șor. Dacă ar fi să-i caracterizăm pe scurt, aici se regăsesc candidați vizați în dosarul miliardului furat și campioni la traseism politic. Ilan Șor, condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani. Marina Tauber, fosta colegă de școală a lui Șor, care figurează în ambele rapoarte Kroll privind furtul miliardului de la cele 3 bănci. Denis Ulanov și Petru Jardan, anchetați și ei de procurori. Transfugii democrați și comuniști, Vladimir Vitiuc, Violeta Ivanov, Sergei Sârbu, Ruxanda Glavan, Grigore Repeșciuc se regăsesc în primii 20 de candidați pe lista partidului Șor. Vineri a fost publicată analiza care îi vizează pe 40 de candidați din lista partidului Acțiune și Solidaritate. Partidul cu numărul 5 în buletinul de vot la anticipatele din 11 iulie. Primul pe listă este Igor Grosu, președintele interimar al partidului, fiind unul dintre fondatorii Partidului Acțiune și Solidaritate. Acesta a lucrat alături de Maia Sandu la Ministerul Educației. În listă se regăsesc profesori, foști peledemiști sau oameni care au lucrat cu Maia Sandu. Se regăsește și un candidat cu afaceri cu firme din zone offshore, dar și o candidată acuzată de viziune antiromânească. Ca și în cazul celorlalte partide analizate de Ziarul de Gardă, detalii despre averi, dosare și controverse ale pretendenților la funcția de deputat. Din partea PAS vedeți pe zdg.md. Atât pentru această săptămână. Dacă vă place ceea ce facem noi, ne puteți aprecia cu un like, un share sau devenind patron pe patreon.com. De asemenea, puteți beneficia de ziarul nostru accesând abonare.md. Numai bine!